Crăciunul este una dintre perioadele tale, nu, de fapt, cred că e perioada cea mai importantă pentru tine și asta se vede din vlogurile tale. Am observat de-a lungul timpului că ai făcut tot felul de brazi, de decorațiuni, tot timpul te-ai bătut așa în perioada asta. Ce pregătești anul ăsta? Faceți poate în țară? Poate anul ăsta primești și unul de-a gata. Îl iau de undeva de-a gata ca să nu mai stau să mai... De bucuria cu fetele, să vă împărtiți acolo, să dărmați un vlog. Poate decorăm altceva, pisica eventual. Că e o muncă titanică să te duci să cumperi decorațiuni și după aia să faci bradul. Am zis-o. Da, da, uite, lui ăla îi place, ea te moștenește. Mergeți amândouă la decorațiuni. Și scrisoarea lui Moș Crăciunii mai scrieți? Mai scrii și tu? Da, știu exact. Clara a zis că a vorbit cu pisica, ca pisica să-i transmită lui Moș Crăciun că ea vrea o coadă de sirenă de la Moș Crăciun. Deci trebuie acum să vorbesc cu moșul să găsim o coadă de sirenă. E ușor. Și ăla? Da, pentru mărimea Clarei. Da, păi fată mare deja. Să mă vedeți. E cu roz, cu solzi, așa, cu... Trebuie să fie mai specific. Și eu am avut o coadă de sirenă la un moment dat, acum câțiva ani, când am relansat Lasă-mă Papa la Mare. Mergeam la emisiuni cu o masă și pe masă eram eu cu o coadă de sirenă, adică... Dă-i seama că așa o să doarmă și că nu mai scoți din coada aia de sirenă nici când începe grădinița și trebuie să o duci acolo. Ela nu știu ce își dorește deocamdată. Vrea mai multe, vrea ceva cu Elsa, vrea apoi cu pony, cu unicorni, are mai multe, se mai schimbă, dar Clara știe foarte bine ce vrea. Îmi place, ne place de ea. Știe și de Ulincu, dacă o mai întreb puțin. Vă țineți în continuare tradiții, plecați în vacanță după sărbători, pentru că știu că tu ai dobărât record în fiecare an de cântări, trebuie să cânti live de 50 și 70 de ori în noaptea de Revelion și păstriți, mai poți să mergi cu ele în vacanță acum că au crescut și acum mai simplu? E mult mai simplu pentru că sunt cu minți în avion. Ultima oară când am fost în Dubai cu ele a fost foarte ușor și foarte simplu. Când erau mai mici și nu aveau răbdare pe zbor. Dar acum știu și trebuie să fie cu minți, se uită la filme, la desene animate și în ianuarie vom pleca în vacanță, evident, pentru că nu se întâmplă nimic aici și e luna vacanțelor ianuarie.